Fabrica de avioane Craiova este singura din România unde se produc avioane militare, însă în ultimii ani uzina abia a reușit să supraviețuiască. Acum în fabrică mai sunt doar 320 de angajați din aproape 5.000 câți erau înainte de 1989, iar principala activitate este astăzi reparația avioanelor. În contextul conflictului din Ucraina, guvernul a suplimentat bugetul fabricii din Craiova și chiar a dublat comenzile. În ultimul an, angajații din Bănii au reparat mai multe avioane din dotarea armatei române, dar și aeronave militare ale altor țări. După un timp îndelungat, aproape un an de zile, în care nu prea ne-am luat salariile, acum avem sfârșit de lucru și suntem bucuroși. Ne luăm salariile lunar. Ale noastre avem la reparat, am avut mereu, anul trecut am făcut 5. Anul ăsta să vedem câte, unul deja e pe flux și mai avem, poate ori mai veni până la sfârșitul anului. Și partenerii externi. Acum oamenii așteaptă să și fabrice avioane militare, iar autoritățile promit că vor sprijini dezvoltarea uzinei din Craiova. În acest moment încă nu putem spune că s-a semnat un contract, este semnat un memorandum în acest sens, nu este încă stabilită forma finală în ceea ce privește avionul, cu ce avionică va fi dotat, însă îmbucurător este faptul că există astfel de solicitări, astfel de proiecte. Trebuie să investim mai departe în dezvoltarea capabilităților. Vreau să vă spun că inclusiv uzina de la Craiova este o piesă importantă în ceea ce am investit și investim în perioada următoare în aviația militară românească. Așa încât, deci avem nevoie de avioane, de tehnică modernă și de piloți bine pregătiți. Deși în ultimul an fabrica de avioane Craiova a avut mai multe contracte de reparații pentru avioane civile și militare, societatea nu a reușit să-și achite datoriile istorice către statul român de peste 20 de milioane de euro.